Elev de 14 ani a rătăcit timp de două zile în pădurile din județul Gorj după ce a fugit de acasă, speriat că va fi certat pentru o notă mică. Băiatul a dispărut imediat după ce bunica lui a mers la o ședință cu părinții. O noapte întreagă a umblat prin pădure într-o pereche de papuci, în timp ce îl căutau zeci de pompieri și voluntari. A fost găsit la 25 de kilometri distanță de casă, în locuința unor oameni din județul vecin. Adolescentul intră în curtea bunicilor așa cum a plecat în urmă cu două zile. Este teafăr, poartă doar un hanorac, pantaloni și are o pereche de papuci în picioare. Nu a avut nimic altceva care să-i țină de cald noaptea în pădure. Prima noapte zice că a mers pe jos și pe urmă el zăcea tot înainte. A dormit afară? Păi n-a dormit, zice că a mers pe jos. Unde l-ați căutat? Prin păduri. De trei zile, beți oameni cu câinii prin păduri, noaptea. Câinii n-au putut să ia urma, dar nici vreun animal sălbatic. Cu un avans de câteva ore înainte armatei de oameni care îl căutau, băiatul a avut noroc să rămână întreg până a doua zi. De duminică, noaptea. Au căutat și noaptea? Da, lume din sat, oameni de la ajutor. Lume și de aici, și din Văgiulești. Oameni, din toate părțile a venit lumea. A venit cu microbuzul, au adus o grămadă de oameni și l-au căutat. Au fost mobilizat ieri peste 50 de persoane. Am parcurs toată zona de deal, picărișuri, pădure. Inclusiv cu barca s-au făcut căutări și pe râul Motru. Din comuna Văgiulești, județul Gorj, băiatul a parcurs 25 de kilometri prin pădure până în satul Motrulen din județul Mehedinți. Acolo s-a oprit în fața casei unor oameni care l-au invitat înăuntru. Abia ieri, doi pădurari din zona au anunțat autoritățile. Acolo a adăpostit o familie, zice, de oameni azi noapte. Doar noaptea trecută a rămas acolo. Familia a anunțat și a pădurarii, vânătorii și așa a ajuns informația și la noi și la poliție. Un copil care învață carte, n-a făcut probleme, a fost copil exemplu la școală. Obișnuit să fie unul dintre cei mai buni elevi, băiatul n-a știut cum să motiveze o notă mai mică. I-a fost frică, a luat o notă la teză, la matematică și el de frică că-l cert. A plecat. Eu îl mai certam câteodată, certam ca un părinte, să pui mâna, să înveți, să nu mă faci de rușine, să fii cu minte. Polițiștii au stat de vorbă cu adolescentul și trebuie să stabilească exact motivele care l-au făcut să fugă de acasă.